Of, toți cei din jurul meu sunt așa cool. Nu mai suport. Trebuie să fiu diferită. Să-mi schimb părul și tot. Da, exact, uite așa. Acum sunt pregătită să dau ochii cu lumea. Păzea lume, vine noua mea versiune. Plictisitor, plictisitor. Of, uită-te la ea și la cablurile ei vechi. Eu am fără fir, toată lumea care contează are. Se crede așa cool doar pentru că are căști noi. Iu, dansează pe muzica ei. N-aveți viață tu și firele tale scârboase. Chiar nu merită. Of, dar mi-aș fi dorit căști cool totuși. Știi ceva? Pot să o rezolv. E timpul să-mi iau materialele. Am foarfeca, deci sunt gata. E timpul să facem. Zac! Acum sunt oficial fără fir și nimeni nu-și poate da seama. Să-l ascund pe asta. Ah, uite, căștile învechite s-au întors. Stai! Acum are și ea fără fir? Știi ceva? Mă rog, eu le-am avut prima. Bună! Ah, părul ei e un dezastru! Mă simt prost, pun pariu că toată lumea o să râdă de ea. Uf, ar fi așa de greu de suportat. Stai, știi ce? O să te ajut. E o intervenție pentru păr. O să începem prin a scoate elasticul ăsta. Ok, dar acum părul meu e răvășit. Asta pentru că încă lucrez. Ai nevoie de niște culoare. Întâi vom avea nevoie de niște carioci. O să tai capătul și o să scot tușul. E un pai mic cu tuș, adică pot să suflu în el. O să-l bag în gură și... voilà! Iese toată culoarea! Ok, acum că am culoarea, am nevoie de cremă. O să pun o linguriță și o să încep să o amestec în culoare. Ok, suntem gata pentru pasul următor. Am o mănușă de plastic, deci e timpul să încep. O să-ți întind asta pe o șuviță de păr. Acum s-o înfășor în folie de aluminiu. Bun! E timpul pentru mov! Ești sigură că e o idee bună? Da! O să vezi când e gata! Înfășoară și pe asta! Acum trebuie doar să așteptăm! Ok! E timpul să vedem părul! Scoate folia și voilà! Ah, îmi e prea teamă să mă uit! Stai! Ăla-i părul meu? E verde și mov! Wow! Ce drăguț e! Îl ador! Cred că mai ai nevoie de ceva ca să fie lucrul gata. O să scoatem ochelarii ăștia. Vezi fără ei, nu? Știi ce? Scoate-ți și cardiganul! Îl lăsăm acolo, unde e locul. Da! Clar lăsăm nasturele ăla desfăcut. Mă simt destul de... frumoasă. Haide să mergem la ore. Bun, e timpul să-ți testăm noul look. Wow! Vezi mov și verde ca mine? Oh, Doamne, nu râde nimeni. Mersi mult! O, e așa frumoasă! O să mă antrenez aici! Trebuie să fac încălzirea! Ok, greutăți! Trebuie să o aleg pe aia potrivită! De ce nu pot ridica gantera asta? Așa! Wow! Ok, stai te rog pe partea ta cu greutățile tale! Ok, poate astea sunt mai bune! Poate astea? Da, la asta mă refeream! Bună! Da, ăia sunt bicepsii mei! Sigur, mă rog! Ce
Ce? Cum te ridică gantera aia? E femeia fantastică sau ceva? Hei, fraiere, poate faci și tu niște mușchi? Au, femeia fantastică n-ar fi așa rea. Știi ceva? Cine are nevoie de astea? O să decupez un cerc din buretele ăsta. Apoi o bucată de șmirghel. O să șmirghieluiesc marginile. Exact, ia uite, exteriorul e fin și rotunjit. Perfect! Următorul pas necesită un cuțit. E timpul să mai decupăm un mic cerc chiar în mijloc. Uite așa! Acum niște vopsea metalizată. O să pulverizez toată chestia ca să pară de metal. Trebuie să fac mai multe și de diferite mărimi. Ok, acum am nevoie și de un hexagon vopsit din spumă. Va merge chiar în centru. Acum îmi trebuie bara asta din spumă. O vopsesc cu negru. O să intre la fix în gaura decupată. Ia uite, am făcut greutăți! Evident că nu sunt grele deloc. Ok, acum trebuie doar să aștept. Vine! Hei! 57, 58, 59. Oh, doamne, greutățile alea par așa grele. Oh, ce puternic ești! Da, uite, nu-i mare lucru. Hei, vrei să vii cu mine? Ce-i asta? Astea nu sunt greutăți reale. Sunt făcute din spumă. Ce? De ce-ar face cineva asta? O, petrecerea asta pare grozavă. Ok, asta e șansa mea. Respir adânc. Hei, care-i treaba? Ați ascultat podcasturi bune recent? Hei, uită-te acolo, nu-i așa că-i cool? Ce? Unde s-a dus? Oh, mi-a dat țeapă. E ok, putem încerca iar. Hei, bun panciul, nu? Scuze, trebuie să plec undeva. Bună, grozavă petrecere, nu? Ah, scuze, primesc un telefon și trebuie să răspund. Bun, pariu că nu era un apel real. Nici nu știu unde greșesc. Au! Unde pleacă toți? Se duc toți să-l vadă pe el? N-are logică! Ce are el și eu nu? Ah, înțeleg, părul. Ok, hainele. Și tatuajele? Cum pot concura cu asta? Dar uite ce popular e! Ha, ce-i asta? O revistă rock? Hei, tatuaje temporare! Nu se poate! Wow, sunt incredibile! E timpul să le testez! Bun, sunt pregătit pentru tatuaje! Îmi suflec mâneca și poziționez tatuajul. Acum îl umezesc. Pare să se lipească bine. Să-l dezvelim și să vedem dacă a mers. Wow, a mers! Pare așa real! E timpul să petrec cu noul meu look. Exact, am părul, hainele și tatuajele acum. Toate tatuajele! Uite acolo! Salutare tuturor! Ok, adică salut, care-i treaba? Oh, uitați-vă la el! Dă-te, e al meu! Hei, ce s-a întâmplat? Tatuajele tale sunt așa cool! Eh, mă rog, măcar am floricelele. Hei, să facem un selfie! Zâmbește! Hei, uite! El e chiar acolo! Ah, eu? Bună tuturor! Nu tu! Dă-te de acolo! Stați! Ce vreți să spuneți? Ah, ok, mă dau! Exact, lume! Am sosit! Să scuturăm tot părul ăsta din cască! Perfect! Acum sunt gata de plecare! Ce cool! Îl vezi cu bicicleta lui stupidă? Serios, fraților, incredibil! Stai! O, doamne, vine aici! Hei, stai să-ți spun ceva! O, wow, sună grozav! Wow, ce rapid mergi! Nu se poate! Cum te-ai ajuns pe motorul ei?
Wow, se pare că sunt prieteni! Ce cool! Ok, ești gata? Să mergem! Scuzați-ne, faceți loc! Ați văzut asta? Ai merge pe motocicletă ca să fii popular? Spune-ne în comentarii! Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta!